va fi candidatul. Ca și succesiune, ceea ce am prezentat ca și propunere colegilor mei, am discutat și ieri, am văzut în presă că ne-am întâlnit într-un grup infracțional ieri, le-am spus și astăzi în plenul Comitetului Executiv că, în opinia mea, trebuie să adoptăm hotărârile și noi, ca PSD și partenerii de la ALDE, să avem un candidat comun la alegerile prezidențiale. Nu am stabilit să nu fie un candidat de la PSD, doar să fie un candidat comun. De principiu am avut această discuție cu domnul Tăriceanu, nu era firesc să hotărâm doar noi doi, pentru că este o decizie importantă, și încep discuțiile în partid, pe care trebuie să le finalizăm într-un termen rezonabil, și să stabilim întâi că da, vom avea un candidat comun, trebuie să decidem ce facem și la alegerile europarlamentare, dacă mergem pe liste comune sau nu. Ar fi dificil să mergem pe liste separate la europarlamentare și după aia să avem un candidat comun la prezidențiale. Și de asemenea, tot într-un termen rezonabil, e un termen lax, vorba domnului ministru de la DNA, să stabilim cine va fi candidat. Asta a discutat cu domnul Tăriceanu după ședințele ALDE sau înainte? Pentru că la ședința...